Într-adevăr, este un lucru nou și acum, dat fiindcă mi-ești concept, și fostă colegă, și fostă colegă și o prietenă foarte dragă, pot să spun mulțumesc. Că anunț o știre în prima, în prima apariție. Îți mulțumesc. Ieri, împreună cu asociatul și colegul meu, coreograful Florin Mariș, am pus bazele teatrului de cabaret și variete din România. Iar probabil săptămâna viitoare se va face comunicatul de presă și se va anunța acest lucru în toată presa română. Într-adevăr, în fiecare sâmbătă noi așteptăm pe cei dornici de cultură sau cei dornici de a vedea micul fostul București, fostul mic Paris din, din perioada interbelică să-l vadă la, la spectacolul făcut de către Moulin Rouge și în care colegii mei balerini, cântăreți, eu îi așteptăm pe toți cu drag, cu multă veselie și mai ales multă somptuozitate. Diferența este că se scrie așa cum se aude, adică Moulin Rouge. Programul artistic însă este aproape identic, doar că dansatorii sunt mult mai puțini decât la bătrânul Moulin Rouge. În fiecare sâmbătă se deschide cortina singurului cabaret din România. Actorii și dansatorii sunt pe scenă și vă așteaptă în lumea cabaretului. Iată, nu trebuie să mai meargă la Paris, la Moulin Rouge, nici să vadă acele filme hollywoodiene. Pot să vină acolo, la voi, în centrul vechi al capitalei și vor găsi un concept inedit, un spectacol extraordinar. Mulțumesc mult, Selian, și mult succes! Știu că mai sunt câteva momente și se deschid ușile cabaretului. Într-adevăr, eu acum sunt în cabină, mă machez și așteptăm să deschidă porțile cabaretului ca lumea să vină, să intre în sală și după aceea să deschidă cortina să începe show-ul. Moulin Rouge, singurul dining theater din România, își redeschide cortina în fiecare weekend pentru a vă invita în magnifica lume a spectacolului de cabaret. Vă așteaptă numere de magie, dans, can-can, muzică live, satiră, acrobație și multe alte momente unice. Un show spectaculos cu invitați speciali, un concept unic în țara noastră. Moulin Rouge, în traducere Moara Roșie, este un cabaret construit în 1889. Se află în apropiere de Montmartre, în cartierul roșu al Parisului, numit Pigalle, și este ușor de localizat datorită celebrei mori de vânt de culoare roșie, pe care o are pe acoperiș. Jazz.